Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Astăzi, împreună cu invitatul emisiei noastre, care este Vlad Bătrâncea, deputat PSRM, vom încerca să discutăm mai multe aspecte ale vieții social-politice din Republica Moldova. Proteste, referendumuri, viitorul Republicii Moldova pe plan intern, dar și cel extern, sunt doar câteva aspecte ce vor fi abordate. Bună seara, domnule Bătrâncea, și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara, bine v-am găsit. Domnule Bătrâncea, suntem în așteptarea recomandării Comisiei de la Veneția privind schimbarea sistemului electoral. Ca să dăm curs acestei discuții, acest veredict, pe cum l-am numit un pic mai devreme, ar putea da un nou curs vieții social-politice din țara noastră? Nu, în primul rând, el nicicum nu poate fi numit verdict, da? Deoarece toate sugestiile Comisiei de la Veneția sau avizul Comisiei de la Veneția are un caracter de recomandare. Bineînțeles că noi, socialiștii, așteptăm care va fi acest aviz. Bineînțeles că noi ne așteptăm ca să fie avizat pozitiv, că știți că sunt două proiecte la avizare în Comisiei de la Veneția. Primul la avizare a venit proiectul Partidului Democrat privind introducerea sistemului uninominal. Da. Considerăm că este absolut inacceptabil acest proiect, cu un proiect care va elimina din viața politică toate partidele politice și va aduce doar haos în viața politică și în Parlamentul Republicii Moldova. De aceea noi am reacționat foarte prompt și foarte rapid și am înregistrat la inițiativa președintelui proiectul sistemului mixt și pot să vă zic că la prima etapă noi în Parlament am obținut un rezultat destul de bun. Noi am insistat ca să fie luat ca bază proiectul mixt și am oprit uninominalul. Mai departe așteptăm avizul Comisiei de la Veneția, cum a expus poziția fracțiunii și doamna Zinaida Greceanu, președintele fracțiunii, deci noi ne așteptăm la un rezultat pozitiv. În cazul dacă acest rezultat nu va fi pozitiv, noi ne vom întoarce la acțiunile noastre de mai departe. Însă considerăm că acest proiect este perfect democratic, acest proiect permite în primul rând accederea în Parlament nu doar partidelor mari cu liderii, cu platforme și partidelor ce au structuri în teritorii, în toate teritoriile din țară, dar acest proiect, în primul rând, aduce mai multă democrație și permite și partidelor mici să acceadă cu un deputat doi în Parlament. Acest proiect permite și unor lideri, cu adevărat lideri opiniei publice din teritorie, să apară în Parlament și să fie o combinație destul de succes în interesele democrației și statului de drept în Republica Moldova. Nouă socialiștilor ne convine și sistemul actual partidnic, însă noi înțelegem că astăzi deja este o majoritate foarte fermă în Parlament și sistemul actual nu va fi păstrat nicicum, însă nouă ne convine și sistemul actual și sistemul mixt. Sarcina noastră de bază era să oprim uninominalul, ceea ce noi socialiștii și am făcut. Domnule Bătrâncea, există unele voci a câtorva europarlamentari care zic că Republica Moldova nu este gata pentru a trece la sistemul mixt. Și aici apare întrebarea firească. Ce se întâmplă în cazul în care Comisia de la Veneția dă un aviz negativ? Și noi avem o întrebare foarte firească către europeni, de ce au susținut această guvernare pe parcursul ultimilor 8 ani de zile. Și noi avem mai multe întrebări, de ce au sprijinit politic și financiar. Ei au sprijinit această majoritate parlamentară, ei au sprijinit guvernul Filip, cât și alte guverne precedente. Noi tot îi puneam întrebare, de ce ei nu susțin ideea alegerilor anticipate parlamentare? De ce ei continuă și tot continuu să sprijină această guvernare doar de dragul că este un drapel a Uniunii Europene cu care defilează această guvernare prin coridoare din Bruxelles? De aceea noi tot avem multe întrebări față de europeni. Astăzi noi reșim din situația că noi socialiști avem 24 deputați în Parlament. Da, avem cel mai mare partid, partidul care se bucură de cel mai mare rating, de cea mai mare susținere în țara asta, o arată toate sondajele, inclusiv europene, dar noi nu suntem cei care controlă majoritatea în Parlament. Și noi implementăm și noi reieșim în agenda noastră din acele realități care sunt în Parlament. Dacă n-ar fi susținerea pentru această guvernare pestriță din ultimii ani, din partea europenilor, inclusiv și financiară, poate noi nu am ajunge la acest haos. De aceea noi reieșim din ceea ce avem, reieșim din acele
calități și capacități care are echipa noastră și din agenda noastră. Pe noi mai puțin ne interesează opinia europenilor, dacă să vă zic sincer. Pe noi ne interesează mai mult ca să fim înțeleși de către alegătorii noștri, ca să fim înțeleși și susținuți de către poporul Republicii Moldova. Europenii deseori aprobă, și nu doar europenii, aprobă unele decizii absolut politice. I-am avertizat de mai multe ori. Nu noi am fost cei care am insistat la reforma electorală. Însă, noi urma și trebuia să reacționăm prompt la încercarea guvernării de a implementa, de a introduce sistemul uninominal. Și noi am spus foarte clar și europenilor, unica alternativă sistemului actual nu este nici acum uninominal, este mixt. PSRM-ul are din 2011 în platforma electorală și în programa partidului. Și noi suntem cei care consecvent am promovat acest lucru. Cu voturile, cu numărul deputaților pentru diaspora, că trebuie să oferim la peste 1 milion de cetățeni a noastră ce muncesc peste hotare și asigur țară, trebuie să oferim prezență în Parlament și participare lor în viața politică. Cu un număr de deputați pentru regiunea transnistreană, că noi suntem unicul partid care are o viziune foarte clară cum trebuie reîntregită țară. Deci de aceea noi așa am venit cu un program. Pe noi mai puțin ne interesează, mă repet, opinia europenilor. Noi am vrea ca toți cetățenii din țară să facă cunoștință cu programul, cu proiectul sistemului mic, ca să vadă că introducem diaspora două zile și oferim lor un număr de deputați. Diaspora niciodată n-a să voteze această guvernare, nici ies. Oferim două zile, câte 5.000 de buletine pentru secție de vot și oferim un număr de deputați. Oferim un număr de mandați Transnistriei. Vrem să întoarcem, reîntregim țara și această guvernare va pleca, că Transnistria niciodată nu va vota partidele de la guvernare sau partidele unioniste. Oferim soluții foarte clare și considerăm că în această situație, în 2018, dacă vor fi, nu vor fi anticipate, în 2018 va veni altă guvernare și altă majoritate. Nici că cum Vladimir Plahotniuc cu PD-ul și nici că cum unioniștii, care pedalează numai și lor le este convenabil ca să elimine, de fapt, diaspora, în primul rând, cei 600.000 de moldoveni care muncesc în Federația Rusă. Lor le este convenabilă eliminarea lor din viața politică și din procesul electoral. Lor le este convenabilă eliminarea la sute de mii de moldoveni care locuiesc în regiune transnistreană și au buletine și sunt cetățenii noștri. Noi oferim alte soluții, alte cale, avem agenda noastră și mergem pe această agendă. E important să fim sprijiniți de oameni în această agendă și mai puțin ne interesează opinia europenilor. Avizul comisiei de la Veneția trebuie să fie unul profesionist, unul juridic și bineînțeles că vom analiza minuțios acest aviz. Domnule Bătrâncea, schimbarea sistemului electoral era o chestie iminentă? Cu părere de rău, da. Asta vine ca să clarifice anumite conjuncturi politice care erau învăluite de ceață? Să nu zic crize politice? Domnule Madan, da. Nu noi am fost cei care am promovat această reformă. Noi am fost cei care am reacționat la acțiunile majorității parlamentare. Nu am fost noi acei care am dotat această majoritate parlamentară cu deputații. Cei care încearcă scoate 50 de oameni acum la proteste. Noi ei, comuniștii, au delegat două trimi din fracțiune, era înțelegere între Plahotniuc și Voronin. Două trimi a fracțiunii din 21, 14 au delegat în majoritatea parlamentară. Nu pe Ledimea au dotat majoritatea parlamentară cu 17 deputați. Ei au făcut această majoritate, inclusiv și pe Leu. Noi am fost cei care consecvent în această legislatură am fost în opoziție și am bătut dur în guvernare. Noi am fost unii și care n-am participat nici într-un act de conducere. N-am pretins la nicio funcție publică. Am ieșit în fața porului doar cu candidatul președinte și președintele l-a susținut masiv. Și de aceea noi reșim din ceea ce avem. Clar lucru că nu am fost noi acei care am dorit această schimbare a sistemului electoral. Dar noi reacționăm la acțiunile guvernării, coaliției majoritare. Dar ăștia, pe PLD-MEU, ați avut capacitatea să controlați 23 de deputați pe care poporul v-a încredințat? Și de ce colegii voștri se vând ca în piață, în ziua mare? Și comuniștii, 14 în guvernare, 7 în opoziție. Și acum fac valuri că ia că trebuie să scoatem 100 de oameni în fața Parlamentului. Ați rătat, ați scăpat, dar noi suntem un partid care pretinde de a veni la guvernare, trebuie să avem un program, o agendă foarte clară și trebuie să urmărim acest program. Noi trebuie să reacționăm nu doar cu niște declarații, că eu înțeleg pe unii care speră și visează să mai acceadă în Parlament cu un 6% și cu 7-8 deputați. Noi dorim și noi mergem ca să preluăm majoritatea. PSRM-ul vrea 55-60 deputați ca să putem asigura ordine în țară.
Dar ăștia care au pierdut toate pozițiile și tot ce au avut, au un rating de 1%. Două și iată ei vor sui pe Bronivic și să arăte că e mare partid de opoziție. În Parlament trebuia să se lupte, trebuia să blocheze acolo tribuna, trebuia să reacționeze la fiecare tentativă de cumpărare a deputaților. Trebuia acolo să demonstreze ceea ce pot. Dar nu acum să încerce. Eu înțeleg că sunt și multe aluzii. Că ea că socialiști în Parlament cu nu știu cine. Nu ne interesează nimeni. Domnule Bătrân, ce ați făcut referire la ăștia cu un procent? Eu vreau să vă întreb. Ei au un cuvânt greu de spus în cadrul alianței? De ce mai sunt tolerați? Fără îndoială mă refer la PL. Sau vor fi excluși în viitorul apropiat din... Pentru PD? Da. Ei toți sunt o masă. O masă amorfă. Lor este tot unul. De ce culoare este deputat? Și pe listele cărui partid el a acces în Parlament. PL-ul deja este un partid dezbinat. PL-ul în ultimii ani a avut un rol important în actul guvernării doar datorită înțelegerii cu Plahotniuc. Și dacă Plahotniuc acum, mă rog, întreprinde careva măsuri în privința lor, dacă au careva neclarități între ei, se ducă toți. Noi nu avem niciun regret față de soarta PL-ului. Nouă ne pasă că Ghimpu a condus această țară 8 ani de zile. Aceeași soartă are și PLD-meu. Nouă ne pasă că împreună cu PLD-meu și sub acoperișul PD-ului eu comis ilegalități, s-au furat miliarde cu nepotul lui Ghimpu în fruntea Băncii Naționale, cu procuratura PD-ului, cu guvernul PLD-meului, care a scos miliarde din Banca Națională prin dispoziții secrete. Stai o gașcă. Pentru noi toți sunt egali. Și de aceea pe noi puțin ne interesează care este strategia PD-ului. Dar faza că ei toți au cedat. Ei au dotat PD-ului, docil au dotat deputații. Și ei au contribuit la dezmăț. Acum PL-ul încearcă să realizeze nu știu ce. Să răspundă prin ceea ce au făcut. PL-ul nu mai are viitor politic în țară. PL-ul trebuie să răspundă prin ceea ce au făcut în țară, în Banca Națională, în Ministerul Transportului, pentru drumurile furate, pentru bănci deposedate și nu în ultimul rând, pentru haos și dezmăt și furtul de sute de milioane de lei din primărie municipiului Chișinău. Anatol Șalaru și Ana Guțu își unesc forțele, scrie presa. Spuneți-ne, vă rog, e o încercare de a mai da o ultimă șansă partidilor unioniste, partidilor de dreapta? Și dacă e așa, nu pot să nu vă întreb unde sunt PNL-ul, unde este domnul Hadârcă, de ce nu... Domnule Madan, da? Eu după primele studii istorician, după studiile deja a doua diplomă mine este deja în drept, eu sunt jurist și nici cacum nu sunt matematician, dar... Și capacitățile mele în matematică îmi permit să fac un exercițiu. 0 plus 0 este egal cu 0. Și nici că cum nu poți din două nimicuri să faci ceva. De aceea este o, dacă vreți, o încercare disperată de a uni 0 cu 0. Este o încercare eșuată de a forma un partid pro-unionist. Este încă o încercare de a crea un jucător care luptă pentru acele 7-8% a populației, a electoratului care luptă, care pledează pentru unirea Moldovei cu România. Și pe noi puțin ne interesează ceea ce prezintă ei politic. Nu mai prezintă ei nică, ca și Ghimpu, ca și restul. Este altă problemă. Domnul Șalaru încă nu a răspuns în fața legii. Cineva îl acoperă până astăzi pentru fără de legile în Ministerul Apărării, pentru fără de legile în Ministerul Transporturilor, în perioada când a fost ministru. De aceea urmează tot să răspundă în fața legii. Aceste jocuri politice, cineva încearcă în loc de PLD-meu să apară, în loc de stejar verde să apară un stejar albastru, popular european de care vreți, în loc de PL să apară, să apară Șalaru. Dar până la urmă, aceste jocuri politice au un caracter foarte obscur și nu sunt de interesul populației, de interesul cetățenilor. N-au nicio valoare publică. Sunt doar jocuri. Dar sunt aceiași actori care au condus această țară disperat ultimii 8 ani de zile. Și toți urmează să răspundă. Acum ei încearcă unii să-i ascund
sau își ascund fără de legile după drapelul Uniunii Europene, alții îl ascund după drapelul României. Tot cu drapele la dubă. Domnule Bătrâncea, duminică în capitală a avut loc un protest. Uh-huh. Liderii celor partide care au organizat au zis că sunt 5 la număr și au fost reprezentanții societății civile care au venit să protesteze contra sistemului mixt. Întrebarea mea este una foarte simplă. A fost vocea societății civile sau a ONG-urilor care stăteau în spate anumiți demnitari? Sau ce s-a întâmplat? Cum ar trebui să decodificăm acest eveniment politic? Eu personal consider că oamenii au tot dreptul să protesteze. Noi personal sau noi cu colegii am realizat circa 600 de proteste în toți acești ani. Noi am fost cei care am bătut alarmă primii cu miliarde, până la apariția platformei DA. Noi am fost primii care am scos acte că se fură miliarde. Noi am fost acei care tot timpul am pledat pentru alegerile parlamentare anticipate. Spuneam că acest parlament nu mai este reprezentativ. Oamenii au dreptul să protesteze. Poftim. Dar ceea ce a fost duminică nu a fost nici ca cum și nu poate fi catalogat ca vocea poporului sau voința poporului. Era un grup de jucători politici și unor ONG ce se află la granturi și care se alimentează din fonduri externe. Au fost jucători politici. Eu niciodată nu voi fi de acord că PLD meu poate fi opoziție. Ei au venit în 2009 și au contribuit la distrugerea țării. Și atunci când era filat la libertate, toți ăștia tăceau. Știau bine și tăceau. Astăzi ies un grup de cetățeni. La fel comuniști, mă repet, au delegat 2/3 din fracțiunea, ceea ce eu am încredințat poporul, nu au avut capacitatea să mențină propria platformă și angajamentul față de cetățeni. Cine au mai fost? Din total, eu au fost circa 1000 de persoane. 5 partide politice. Așa. Și o sumedenie de ONG-uri, circa 1000 de oameni. Să mai numesc încă pe cineva? Partidul nostru care raportează mii de oameni, partidul USAT. Dar unde vă este capacitatea să scoateți măcar, fără socialiști, arătați că puteți scoate acei mii de oameni care au fost atunci. Acum scoate 50-60 de oameni. Și așa mai departe. Eu nu vreau să murdăresc pe nimeni și să critic pe nimeni. Dar fiecare are istoria lui. Și să nu uite această istorie. Și fiecare are un trecut pătat. Și față de fiecare sunt întrebări. Ei toți sunt această clasă politică. Și nu toți au răspuns pentru ceea ce au făcut. Dar, mă rog, mai tăcem despre partide extraparlamentare. Dar acei comuniștii care au votat pentru Candu Finul Plahotniuc, care au votat guvern, care au pus umărul, să-i înțimite ceea ce spunea Voronin, n-adă podstavit plicio vlasti. Da. PLD-MEU a îndemnat ca să iasă lumea la acest protest. Nu, asta e cea mai mare defavoare care putea face PLD-MEU pentru o mișcare de protest. PLD-MEU să fie acum opoziție? PLD-MEU deja a răspuns prin ceea ce a comis. Sau PLD-ul sau alții. De aceea pentru noi este important ca oricare protest să nu devină iar un proiect politic. Că cineva spunea mare adunare națională. Păi așteptați, dar cine sunteți voi? Cei care ați convocat și ați dat o denumire Marea Adunare Națională, ați catalogat asta ca un apogeu a voinței a poporului, ca să vă limitați la urmă cu înregistrarea unui partid politic? Și toată mișcarea protestatară dumneavoastră o canonizați într-un proiect politic cu scopul de a aduce 6, 7, 8 deputați în Parlament? Eu consider că cineva a profitat, cineva iar face un interes politic și înseamnă că nu este Marea Adunare Națională. Numiți-o Adunarea Partidului Politic Cutare. Și de aceea eu susțin întru totul protestele oamenilor. Dar este important să fie protestele oamenilor, dar să nu fie proiecte politice. Sau și mai mult acțiunile unor ONG-uri cu finanțare absolut netransparentă. Iată, ies acei care sunt
n-a să-i numim acum, dar care oamenii asta pot să găsească, sunt informații publice. Sunt unele ONG-uri sau unele persoane care conduc mai multe ONG-uri și din mai multe proiecte iau salarii de 6-700 de euro, 1000 de euro. Și acum iese, ok, cu cine a fost coordonat acest lucru? Așa că sunt multe întrebări. Domnule Bătrânce, eu n-am văzut duminică într-adevăr o acțiune populară. Ei spun că dacă vocea lor nu va fi auzită, pe 28 mai mai urmează un protest pe care vor să ne spună că va fi mai de amploare. Doamne firește, și eu aș vrea să văd că în cadrul acestui protest să fie tras la răspundere pe legea mea, să ceară deputații să întoarcă în Parlament și să scoate colegii lor pe care i-au delegat în majoritatea parlamentară. Și aș vrea ca acest protest să fie foarte concret. Așa, de aceea ce promit ei. Eu, în general, nu înțeleg ce înseamnă ei. Kinamoto Vilafota, Radio Amantior, o strâns, diferit, spun. Tare m-a amuzat când am citit știri. 5 cele mai mari partide din cele mai influente 5 partide din țară, ceva așa, știți, genericuri, deste răsunătoare. Dar cine v-a făcut cei mai mari și cei mai tari? Așa că sunt multe rezerve și sunt multe întrebări. Nu, nu ne este frică. Noi trebuie să oprim guvernarea cu uninominalul. Noi trebuie să provocăm cât mai repede alegeri parlamentare și noi, ca și o forță responsabilă, trebuie să facem totul ca să schimbăm situația în țară și să atragem pe toți vinovați la răspundere. Iată, asta e agenda noastră. Presa a scris că Sandu ar fi avut o întâlnire cu domnul Petrenko. Apare întrebarea, există vreo legătură logică între Sandu și Antifa? Care ar fi fost principalele aspecte abordate în cadrul acestei întrevederi? Domnule Madame, puțin mă interesează acest subiect, vă spun din start, s-a întâlnit, nu s-a întâlnit. Chiar noi avem o bună perioadă de timp, o atitudine foarte clară față de doamna Sandu și avem altă atitudine față de domnul Petrenko, grupului căruia am oferit ajutor și nu o spun acum că scot ochii la cineva, dar chiar și omenește am fost indignat. După acel ajutor care a fost acordat, garanția din partea deputaților în Parlament, am îmblat zilnic la diferite ședințe ca să-i scoatem și la urmă măcar să fie rezervat unele aprecieri și declarații. Dar asta ține de domnul Petrenko. Și avem altă atitudine față de doamna Maia Sandu. S-au întâlnit, ei nu ne interesează. Au ei ceva comun, nu au ceva comun. Nu mă interesează, sincer vă spun. Vorbeam ceva mai devreme despre Șalaru și Guțu. Nu pot să nu vă întreb. Există un alt trio. Sandu, Năstase, Ciobotaru. Ar putea fuziona? Ar putea face o singură formațiune politică? Pentru că e destul de frecventă. Îi vedem în deplasări în Occident. Nu. Ceea ce vrea și prezintă Ciobotaru noi știm foarte bine. Vrea să reabiliteze proiectul Stejarului Mort. Și, în opinia mea, dânsul doar din start, dacă vreți, subminează acest proiect politic, dacă este acest proiect de consolidare a forțelor de este de dreapta. De aceea că pe legea mea oriune ar apărea în oricare formă, a să distrugă oricare încercare de a consolida dreapta. Asta e problema lor. La fel, eu nu cred în consolidarea doamnei Maia Sandu și domnului Andrei Năstase. Cu cunoștință în cauză, da, vă spun acest lucru, nu este nicio încredere acolo, este concurență pe locuri sau deseori este neloială. Sunt diferite situații care au demonstrat că ei luptă unul cu altul pentru același electorat. Și de aceea eu pot să admit doar o consolidare situativă. Până la un moment când vin alegerile. Și atunci fiecare va merge pe cont propriu și atunci fiecare o să rupă în partea lui. Sunt interese politice. Și atunci când este vorba de luptă, opoziție, atunci când este vorba de protest, jocurile astea și concurența asta neloială nu este binevenită. Dar asta este problema lor. Nu cred în consolidarea dreptei. Sunt diferiți, au interese personale și de grup. Știu că sunt conflicte chiar și la nivelul activiștilor lor
în teritorii, în raioane, care sunt și concurenți acolo în teritorii și care sunt concurenți pe un eșichier și urmează să aleagă în viitor consilieri, primari și chiar și acolo sunt și la dânși în teritorii unele neclarități. De aceea, poate cineva și dorește, doar o forță din afară țării poate să-i consolideze. Poate cineva și... Finanțatorul aveți, trebuie să înțelegem mai... Da, înțelegem foarte bine că partidii de dreapte fără finanțare asta noi cei de stângă putem lua ziarul în mână și putem merge în teritorii pe jos și noi putem convinge oameni și noi am intrat în Parlament fără televiziuni, fără ca să cumpărăm un vot. Și toată activitatea noastră a fost în convingerea personală și lucrul în teritorii. Și noi am obținut 24 de mandate în primele alegeri parlamentare. Ăștia dreaptă, ei fără bani nu lucrează. Și de aceea este un finanțator, este forță din afară țării care pe dânsă s-a luat decizie iarăși undeva în afară țării că cu tare, cu tare și cu tărică trebuie consolidați. Dar până la urmă nici cei din afară țării nu îi pot ajuta lor să stabilească unele relații cel puțin colegiale. Rămânem al de-a aspectului financiar. Parlamentul European a amânat ajutorul de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la veridictul această decizie a Comisiei de la Veneția. Cum am putea cataloga această decizie? Foarte bine. Noi de mult spuneam europenilor că nu trebuie în țara Republica Moldova înglodată în datorii și înglodată în diferite obligațiuni. Oricare suport financiar din partea partenerilor Republicii Moldova, cât din Est și din Vest, trebuie să aibă caracterul plăților cu destinație specială pentru proiecte de infrastructură, pentru proiecte economice, ceea ce poate permite economiei Republicii Moldova să producă beneficii. Și nici ca cum unele sume enorme care și vin inclusiv și majorează datoria publică a Republicii Moldova, nici ca cum ca și acoperirea deficitului bugetar. Noi de mult spuneam că acei banii care vin în Republica Moldova nu au destinație specială. Banii ăștia nu sunt utilizați transparent. Da. Chiar să luăm de exemplu când intenționat europenii doar au înțeles că ei falimentează agricultorul nostru. Și eu înțeles asta foarte bine, că prin asta trece și acum Bulgaria, România și alte țări, țările baltice care au rămas fără agricultură, fără ceea ce au avut ei de ani de zile, de decenii. Și Uniunea Europeană venea cu un program de susținere a acelor pierderi, da, care suportă inclusiv și agricultorii. Cu ce s-a terminat? Caravita, diferite proiecte apele de mielului, sub care s-au alocat banii europenilor și banii care au venit în țară ca și sprijin pentru agricultori au plecat în firmele private și așa eu pot să vă duc și alte exemple. De aceea este foarte bine că până la urmă și cei din Europa au înțeles că banii trebuie oferiți controlabil, transparent și pe unele proiecte foarte clare. Este rău. Și europarlamentarii și deputații din Parlamentul European sunt și ei actori politici, sunt și ei diferiți, fac și ei declarații politici. Este rău că sprijinul financiar din afara țării vine cu condiții politice și nu are importanță care sunt aceste condiții. Nu trebuie de condiționat. Ajutați țara, ajutați economia, agricultura, dați bani pentru investiții și atunci noi vom spune mulțumesc. Atunci când banii vin unei clase politice în care, unei guvernări în care noi nu avem încredere, respectiv, noi nu credem că și banii vor fi gestionați pe măsura așteptărilor oamenilor. Banii trebuie să vină în susținerea cetățenilor, dar nu și clasei politice. Noi de fiecare dată am avertizat. De fiecare dată, înainte, în 8 ani de zile, înainte de alegeri, îi dădeau bani. Și banii deseori veneau cu scopuri politice. De aceea și-au crescut clasa politică care o avem noi. Noi vrem altă abordare. Dacă Republica Moldova va avea o economie normală, dacă noi vom restabili relații cu partenerii noștri, dacă noi vom avea piață de desfaceri, dacă noi vom stimula agricultura, vom permite agricultorilor și economiei agenților economice să trăiască, noi putem câștiga banii și singuri. Dați-ne undița.
Dar nu puneți nouă capcană, că dacă nu ne dați bani astăzi, noi murim de foame mâine. De aceea este bine că Parlamentul European a înțeles unele lucruri. Ar fi bine să înțeleagă și altceva. În Republica Moldova trebuie să alegeri parlamentare anticipate. Este bine că ei să permită oamenilor să aleagă un parlament, dar să nu îi impună prin diferiți agenți de influență, prin diferite ambasade, să aleagă unele partide, doar de aceea că ei sunt albaștri, verzi sau au drapelul european în frunte. Că ei să permită odată și poporul Republicii Moldova spună un cuvânt. De aceea Parlamentul European constă din diferite fracțiuni, diferite sectori politici, sunt și ei organul politic. Dar noi, ca țară, trebuie să avem o politică și o economie independentă. Noi trebuie să creștem. Experții economici zic că anul 2017 va contura un peisaj nu prea favorabil. Creșterea prețurilor, inflației, până la urmă aceste lucruri se datorează și blocării acestei finanțări? Nu, nici că cum. Problemele inflației, cât și problemele sociale, ei sunt drept consecință lipsei economiei naționale. Ei sunt drept consecință prevalării importului asupra exportului. Ei sunt drept consecință distrugerii sistemice a producătorului autohton. Ei sunt drept consecință lipsei de politici economice a guvernării. Nu depinde nici că cum situația economică din țară de creditarea din afară țării. Nu depinde Republica Moldova și economia ei de decizia în Washington, Bruxelles sau Moscova. Depinde ce facem noi în Chișinău. Depinde cum vedem noi dezvoltarea economică a țării. Până acum și mulți ani înainte noi vom simți consecințele miliardului furat. Iată ce a lovit dur în valută națională, în investiții, că investitorii nu vor să vină în Republica Moldova. Asta bate dur în proiecte de afaceri de medie durată și de lungă durată. Iată, problemele noastre interne sunt de vină. Că vor crește prețurile. Noi nu avem astăzi niciun motiv să ne așteptăm la altceva. Noi nu avem niciun parametru economiei care ar stimula în noi un optimism economic. Dar încă o dată și încă o dată repet un lucru, nu depinde asta de declarațiile Parlamentului European sau altor organe din afară țării. Problema este că cei din Moldova au ales o guvernare. Așa cum este ea. Nu noi socialiștii, iată cineva încearcă să construiască acum campanie politică și cineva dorește să crească în capital politic pe seama criticii socialiștilor. Noi socialiștii facem ceea ce am promis alegătorilor. Noi n-am intrat în guvernare. Noi o criticăm și noi pas cu pas implementăm agenda care am promis-o oamenilor. Uniunea Euroasiatică, relațiile bune cu Federația Rusă, ajutorul agricultorilor și așa mai departe. Noi facem ceea ce am promis alegătorilor. Dar oamenii au ales PD-ul, PLD-ul, au ales pe Ceremeu. Noi preîntâmpinăm oamenii, oameni buni. Dacă votați pe Ceremeu, ei vor duna deputații Partidului Democrat. Așa și s-a întâmplat. Domnule Bătrâncea, până în noiembrie vom rămânea cu nouă ministere? Așa ne promite cel puțin premierul Filip? Avem o reformă a guvernului care se vrea a fi una esențială? Știți, de mai multe ori noi veneam în Parlament cu unele inițiative care nu întruneau numărul voturilor necesare, nu întruneau sprijinul majorității parlamentare și pe urmă vedeam că peste o lună, două, apare fix acest proiect, numai un pic altă redacție și cu alți autori. Și până la urmă este bine că măcar așa guvernarea prelua unele inițiative a opoziției. Măcar așa. La fel și cu reducerea aparatului administrației publice centrale. Noi am fost cei care în toți acești ani spuneam că aparatul administrației publice centrale trebuie redus, că bugetul național Republicii Moldova suferă din cauza că sunt multe instituții care consumă mulți bani, instituții care pot fi comasate sau pot fi optimizate. Însă atunci când noi vorbeam toți acești ani, ei optimizau nu ministerii, dar școlile, spitalele și alte instituții. De aceea, noi, în general, socialiștii,
Am susținut, susținem și vom susține în continuare reducerea instituțiilor și reducerea aparatului central. Dar și acest parametru temporar e real? În ceea ce ține de întrebarea dumneavoastră, da, dacă asta este real până în toamnă, eu consider că da, asta este real. De făcut până în toamnă inclusiv. Este real să reducem din mai multe cheltuieli care sunt destinate aparatului administrativ de stat. Este real, însă noi considerăm că asta trebuie să facă un nou parlament. Nu această majoritate pestriță în care nu este încredere și care, în care deja populația, nu, asta demonstrează toate sondajele, nu are niciun spirit de încredere. Asta trebuie să facă un nou parlament. Și acest guvern trebuie să fie apartinic, tehnocrat și așa cum a fost până în 2009. Un guvern care era un organ apolitic și care venea cu strategii. Până în 2009 nu FMI impunea cum astăzi programe de colaborare cu Republica Moldova, dar guvernul. Da, este posibil ca asta să fie în toamnă, însă noi considerăm că dacă acest guvern în componență redusă va fi votat toamnă de către această majoritate parlamentară, acest guvern nu va fi unul profesionist, tehnocrat, și acest guvern va avea o culoare partinică foarte clară. Dar, încă o dată, noi susținem reforma guvernului, numai că în varianta care am propus-o noi. Termenii, dacă sunt schimbați, suma rămâne aceeași. Este o lege a matematicii. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că în cazul în care se reduc până la 9, așa cum se propune, dar se creează o serie de agenții, precum a afirmat și domnul prim-ministru, nu ajungem să avem aceeași sumă? Mă refer la numărul de angajați? Da, foarte bună remarcă. Foarte bună remarcă, asta este important. Propunerea noastră este de a micșora numărul instituțiilor și aparatului administrației publice centrale cu scopul de eficientizare, de birocratizare, dar și cu scopul de economie a resurselor bugetare. În varianta propusă de PD, în locul ministerilor, și foarte bună remarcă, chiar vă mulțumesc că este important ca să înțeleagă și toți telespectatorii, în varianta PD-ului, în locul ministerilor apar agenții, apar alte instituții și în cadrul acestei așa zise reforme rămâne aproape același număr de angajați. Aproape, o să fie cât de cât reducere, dar nesemnificativă. De aceea noi și nu prea credem în așa reforme. O reformă reală trebuie să aibă impact pozitiv asupra bugetului. În varianta lor, ei n-au putut demonstra în Parlament atunci când au venit cu acest proiect, ei nu au putut răspunde la întrebările noastre. Foarte clare și foarte concrete. Ce impact economic? Sunt careva economii sau nu? Sunt careva reduceri de personal sau nu? Și până la urmă, ei nu au putut răspunde că nici ei, nu deputații, doar din majoritatea parlamentară, elaborează proiecte. Ei l-au primit și probabil nu au dovedit să-l examineze. Și de aceea și s-a primit că n-au putut răspunde la întrebare, chiar și domnul Creangă, care este președintele Comisiei de Economie și Buget din Parlament, a confirmat ceea ce a declarat doamna Greceană, că nu a trecut prin Comisia de Buget, nu este niciun aviz a Comisiei de Economie și Buget și nu se știe care sunt consecințele economice ale acestei reforme a aparatului administrației publice centrale. E întâmplător sau nu? Ministerele controlate de liberali sunt comasate? Acolo nu doar ministerele liberalilor sunt comasate. Dacă de dragul obiectivității pot să zic că este cam logic reducerea unor ministerii, este lipsit de logic reducerea altor ministerii, dar nu cred că ei au reușit doar din necesitatea de a scoate liberalii. Și vă explic de ce. Această majoritate parlamentară deja este majoritate și fără Partidul Liberal. Ei au stejarul albastru, nouă депутаци, ei au niște liberali care sunt gata să voteze, ei au deja peste 50 de mandate și fără pile. Și respectiv, atunci când sub această reformă ei vor vota cabinetul de miniștri sau componența guvernului în componența nouă, acolo nu vor fi liberali actuali.
Asta este ca și cum deja un fapt pus la punct că liberalii nu vor fi în guvern. Asta dar deja banca, este o constatare. Pe banca de rezervă mai există și Partidul Popular European. Da, păi stejarul albastru. Nu știu, sper, visează Iuri Eleancă la funcție de ministru de externe. Dar până la urmă, la sigur PD-ul are un angajament față de ăștia 10 deputați. La sigur, ei vor pretinde la careva funcție în acest guvern pretins reformat. Care sunt înțelegerile lor, noi nu cunoaștem. Rămâne să vedem. Însă pentru poporul Republicii Moldova asta nu are nicio... nu este semnificativ. Că aceiași actori politici care au condus țara ultimii 8 ani. Regenie spune că mai avem 3 minute. Vreau să vă întreb. În 2017 urmează să se desfășoare două referendumuri. Unul de demitere a primarului general și celălalt consultativ inițiat de președintele Republicii Moldova? Da, deci noi acum colectăm semnăturile și vreau să vă zic că referendumul privind demiterea lui Dorin Chertoacă, colectarea de semnături merge foarte bine. Ne puteți spune o cifră câte semnături avem acum? Da, la ziua de ieri au fost peste 23.000 de semnături, practic în 5 zile. Dar noi trebuie, deci aproape... Nu aproape, dar peste o treime noi am colectat, noi avem 60 zile după lege și după decizie instanței, dar în 5 zile noi deja am colectat peste o treime. Se vede că este un interes mare, se vede, simte susținerea aceasta masivă a populației și acest referendum cel mai probabil că va fi unul de succes. În ceea ce ține de referendum național cu 4 întrebări, da, inclusiv anularea legii scandaloase a miliardului, inclusiv mai multe competențe președintelui, ca acesta se poate dizolva Parlamentul, istoria Moldovei și așa mai departe. Deci acest referendum noi l-am preconizat pentru luna septembrie și suntem absolut siguri că este un referendum care are sprijin din partea populației. Normal că guvernarea nu dorește acest lucru, ei vor crea diferite obstacole, că noi nu putem normal organiza acest referendum. Este invocat aspectul financiar. Eu cred că este un exces de putere și abuz din partea domnului Filip, de aceea că este o atribuție constituțională a șefului statului, a președintelui țării. Dumnealui poate organiza referendumurile, dumnealui poate decreta organizarea acestor referendumuri. Și în această situație Filip urmează să iei, cum spun românașii, взять под козырек, și el trebuie să execute decretul președintelui. Declarația aceasta a lui Filip a fost cel puțin una abuzivă. El este obligat, constituțional și legal, să îndeplinească voința președintelui constituțională. Unul la mână, doi la mână. Președintele a spus, dacă ei vor procede la asemenea încălcare a Constituției și a legii, dumnealui va găsi mijloace necesare și de asemenea stătător. Sunt suficienți oameni în Republica Moldova, poporul vrea acest referendum și noi vom găsi resurse necesare pentru acest referendum. Domnule Bătrâncea, o ultimă idee și cu asta probabil punem punct ediției de astăzi. Alexandru Tănase pleacă de la Curtea Constituțională. Înseamnă depolitizarea acestei instituții? Nu, păi a expirat mandatul lui. Da, dar putea ca 5 să... ani de zile. Exista șansa ca să rămână, cel puțin ipotetic. Cine știe ce a discutat Alexandru Tănase cu guvernarea? Cine știe ce i-a fost promis lui? Însă cu certitudine s-a dispus un lucru. 5 ani de zile el a servit, docil guvernarea. 5 ani de zile el a încălcat Constituția. 5 ani de zile el a fost un jucător politic fiind în funcția de președintele a Curții Constituționale. El a făcut din Curtea Constituțională un jucător politic prea important. Și este bine că a plecat din această funcție. Urmează să vedem atunci când venim la guvernare ce facem mai departe cu acele decizii care au fost deseori scandaloase care au fost aprobate de Curtea Constituțională. Însă, datorită lui Tănase a fost subminat Parlamentul Republicii Moldova, Constituția țării.
Este foarte gravă situația astăzi în domeniul constituționalității și în domeniul jurisdicției constituționale. Domnule Bătrânce, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul ediției Reflector Analitic de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de noi!